Păi pune mâna la lucru, nu te ține. Eu nu pot, că n-am echipament de lucru. Napi, tu nu ești țărancă. Păi așa. Tu ești altceva. Sofia, ce suntem noi? Merez de acolo! Ce fain să umple butoiul! Uite, pun fânul la plantele mele, că ploaia asta e numai bună, nu mi-e nici precal. Mi-e chiar frig. Ți-e frig? Nu. Tare greu l-am. I-am dat de cap. Bine! Ce-o zis? Să bagă în piscină. Bine, vrei să mă filmezi și pe mine, să vezi ce echipament am pe mine? Că am fugit repede afară să văd dacă sunt închise geamurile la mașină. Le-am închis eu. Și zic, unde mi-e Andreea mea? Că era tare liniște în casă, nu cânta nimeni, nu fredona nimeni. Am fost și mi-am strâns hainele repede și... Când am fost mai devreme în grădină, era foarte uscat pământul, știi? Și am zis, ce bun ar fi o ploaie și să pun repede fânt. Și exact asta s-a întâmplat după o jumătate de oră. Nu, ce fain. Nu, și am zis că vin repede să pun fânul, că apoi menține umezeală acolo, știi? Că acum, da. La ce călduri îs, tare repede să evapore. Da, da, da. Nu, păi pune mâna la lucru, nu să ține. Eu nu pot, că n-am echipament de lucru. Ha? N-am echipament de lucru, știu să mă duc înapoi. Păi ia-l direct și aruncă-l direct peste gard. Dar nu pot arunca acolo, că acolo sunt alte plante care trebuie protejate. Aici avem un pic de loc. Aoleu. Deci cam tot balotul vi-l trebuie. Acum fie că îl băgăm tot acum sau nu, tot îl vom folosi tot pe grădină. Ce plante ai aici, dragă? Am vinete, dar foarte rău meșanul ăsta. În schimb, țelina mere super. Vinetele nu am avut niciodată succes cu ele. În zona noastră, nu știu dacă o să mai încerc vreodată. Dar, da, ce să zic, ceva nu le-a plăcut. Interesant că roșiile arată foarte bine. Și sunt ciocchini destul de abundenți.
De acolo în spate unde ai plantele alea speciale, ce îs? Care speciale? În spatele lui Sofia. Acolo? Da. A, nu, mă fân pentru capre. Noi mereu experimentăm. Și... Hai repede că ți-or mânca caprele umbrela. Am umbrela numai. Du-te și ia-o de acolo, șacați-o în gard. Deci ce experiment faci acolo în spate? Cartofii. Să vedem cât de bine cresc nesăpați, și ai? Da, exact. Ce o să zică bunica ta de treaba asta? Păi am învățat să nu mă mai interesez adevărul. Păi cum așa să nu te intereseze ce zice bunicuța ta? Mă interesează, dar nu, tot cum vreau eu fac. Și ai drept. Da, păi tu nu ești țărancă. Apoi așa lui. Tu ești altceva. Sofia, ce suntem noi? Ceva soi. Habar n-am. Țărănorășei. Tărășei. Suntem țărani puturoși. Așa ar putea zice unii. Da, da. Vrei să ne explici ce s-a întâmplat cu cartofii anul ăsta? Păi, na, ce să zic. S-a întâmplat că cartofii au crescut și buruiana odată cu ei. Nu, că au crescut mai târziu buruiana. Cartofii erau mari. Deja și n-am apucat să-i săpăm. Nu prea am avut timp, am fost blocați cu fân, cu minuni. Na, caprele, bivolița, o grămadă de alte treburi. Și am tot amânat un pic așa, până au fost cartofii deja aproape aplecați la pământ. Am zis, nici nu ne mai băgăm până ei. Vedem cum s-or face. Ce-a dat domnul. Ce-a dat domnul, da. O să vă spunem la final ce recolte am avut, că am scos deja câtva. O să facem un video ca și anul trecut când recoltăm cartofi, să vedem ce o să iasă. Ce o să iasă, exact. Și să vedem dacă merită să pați la anul. Că... Da, da, am putea pune fân acolo. Am putea pune fân, dar cine a mai avut vreme să umble pântre ei cu fân la cât am avut primăvara asta? Nu, că n-am avut timp. Da, ne-om face timp și o vedem, da, de-om nu muri de foame. Oricum, la iarnă. Cum la anul, așa am zis, că îi băgăm, îi punem în fân. Să vedem. Să vedem cum a fi. Bine a fi, așa-i, Sofia? Sperăm. Ce zici, zici, ajunge fânul ăsta sau să-ți mai aduc? Mai trebuie adus, că ea mai am. Și vreau să pun și la... Columbus. Și la porumb. Da, sigur. Da, la ce? Și la fasole. Da, mi-a place, dar na, să vedem ce. Dar e bună rochea aceea, că minte naște șterge ea una, două. Da. Și la naște ștergi cu ea. De ce bai ai? Nu am niciun bai, nu m-am adresat o întrebare. La nas nu, că e de licra și e de sintetic și nu-i prea bună. Te zgârie pe nas, știi? Mă duc să văd ce fac. Mă duc să văd ce fac caprele astea, că văd că săsuie pe putregaiul ăsta, să-l scormonesc.